Bună, mă numesc Carla și voi citi un fragment din cartea Capra cu trei iezi. Era odată o capră care avea trei iezișori, unul mai frumos ca altul. Iezul cel mic era cu minte și ascultător, pe când ceilalți doi tare, înstâmpărații și obraznicii mai erau. Într-o dimineață, mama capra plecă după mâncare pentru iezișorii, dar înainte să plece le spuse: Dragii mamei, eu mă duc în pădure să caut ceva de aleguri, dar voi să fiți cu minți. Să nu deschideți ușa numănui, până ce nu veți azi glasul meu. Și că să mai recunoașteți, voi cânta așa. Trei iezi cu cuieții, ușa mamei descuieți. Că mama va duce vouă, frunz nebuze, lapte țâțe, drop de șare în șpinare. Malaieș în câlcaieș, smochi de flori pe spusoare.